Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre cum pot fi prevenite toxinfecțiile alimentare. Răspunsul nu poate fi decât unul singur, da. Dacă ținem în seama că alimentele infectate cu agenți patogeni sunt capabile să provoace toxinfecții alimentare și că îmbolnăvirile au loc de obicei, cel mai frecvent după consumul de carne, conserve, casnice, alimente semi-preparate, pregătite și prestrate în condiții necorespunzătoare, atunci singur toxinfecțiile pot fi prevenite tocmai înlăturând aceste deficiențe. Este foarte adevărat că alimentele contaminate, fie cu salmonela, fie cu stafilococi, se depistează greu, și aceasta datorită faptului că alimentele infectate nu-și modifică aspectul normal, culoarea, consistența, mirosul și gustul rămâne schimbate. Pentru a împiedica contaminarea produselor cu microbi capabili să producă toxinfecții alimentare, pe lângă măsurile care trebuie luate la nivelul unităților de producție, prelucrare și depozitare, sunt absolut necesare însă unele măsuri care trebuie luate fiecare gospodărie și de aceea trebuie să se știe că, uneori, cărnurile procurate, mai ales din terile făcute în gospodării personale, pot fi contaminate cu germeni din grupa salmonelelor cu alți germeni, agenți antitoxinfecțiilor alimentare. Pentru a evita multiplicarea germinilor, carnea trebuie păstrată totdeauna la temperaturi scăzute la maxim 4, mai ales carnea tocată, care constituie un meniu prielnic pentru dezvoltarea bacteriilor. Este bine să se rețină că în timpul procesului culinar căldura pătrunde mai greu în adâncimea preparatorilor din tocătură și de aceea ele vor fi expuse o perioadă mai lungă agentului termic. Nu trebuie folosită fundurile sau blaturile pe care s-au tranșat carnea sau organe crude pentru porționarea fripturii sau altor produse finite decât după prealabilă spălare și dezinfecție riguroasă. Este de dorit ca pentru produsele finite, fripturi preparate din carne și altele să existe separat un fund sau un blat de lemn. Reîncălzirea alimentelor, mâncărurilor, sub temperatura de fierbere și de insuficiență cadurată înainte de consum constituie prin excelență împrejurări care pot fi determinate de cele mai multe ori izbucnirii de toxinfecții alimentare. În timpul eviscerării păsărilor să se scoată cu grijă masa intestinală pentru a nu rupe vreo masă intestinală și murdării astfel carcasa cu conținut intestinal care ar putea să conțină bacterii din genul salmonella să contamineze astfel carnea. Nu este indicat ca ouăle să se păstreze în condiții de umiditate crescută. Cercetătorii au constatat că în condiții favorabile de temperatură și umiditate, bacteriile pot pătrunde ușor prin coaja ouului. Această pătrunde este favorizată de vârsta ouului și de apariția mucegaiurilor. Pentru a evita eventuale îmbolnăviri prin consumarea ouălor de rață, care uneori pot fi infectate cu germeni din grupa salmonella, nu este recomandabil să se prepare maioneze, creme și nici să se consume fierte moi. Numeroase cercetări stabilesc că regimul termic care de obicei se folosește la prepararea ouălor moi nu omoară salmonella. Astfel s-a constatat în mod experimental că în fierberea ouălor timp de 11 minute, temperatura din interiorul ouălor de găină este de 55-72, iar în cele de rață 61-67. Această temperatură și durata de aplicare sunt insuficiente pentru inactivitatea salmonelor. De aceea, pentru a obține sterilizarea ouălor de rață, este indicat să se fiarbă în clocot timp de 13 minute. Se va evita folosirea, spargerea ouălor murdare înainte de a fi spălate, chiar și dezinfectate. De asemenea, să se evite introducerea cojilor în conținut în timpul spargerii, deoarece contribuie și mai mult la infectarea produsului. În sezonul călduros este bine să se acorde o atenție deosebită preparării și conservării cremelor, maionezelor și chiar a preparatorilor din carne făcute în casă, întrucât temperatura ridicată, ca și prezența insectelor și altor surse de contaminări, determină infectarea materiei prime și a produselor finite, putând declanșa izbucniri de toxinfecție alimentară. Alimentele ușor perisabile nu trebuie lăsate pradă șobolanilor și șoaricilor, care suferă în mod natural de salmonelă și constituie medii prielnice pentru dezvoltarea și multiplicarea bacteriilor. Să nu fie neglijate nici unele măsuri care par elementare la prima vedere, dar care au o importanță însemnată în prevenirea contaminării produselor cu bacterii de genul salmonella și arme. Păstrarea produselor finite și a materiei prime, carne, organe, în frigiderul casnic. Este recomandat ca păstrarea alimentelor ușor alterabile să se facă numai în spațiu frigorific, frigiderul la temperatură de maxim 4. Produsele finite care se consumă ca atare, fără să mai fie supuse unui proces termic, să fie păstrate în frigider separat de materia primă sau alte produse în stare crudă. Pe rafturile superioare în frigider să se păstreze totdeauna mâncărurile gătite și produse finite, inclusiv torturile, prăjiturile, iar pe rafturile interioare să păstreze carnea crudă și semi-preparatele. Periodic este bine să facă spălarea și chiar dezinfectarea spațiului frigorific frigiderului, mijloc sigur de a împiedica înmulțirea bacteriilor odată cu alimente, fructe sau legume introduse în frigider, evitându-se astfel pericolul apariției unor tulburări digestive cu consumul de alimente contaminate. Am lăsat în mod internaționat la urmă profilaxia în cazul toxinfecției botulinice pentru că aceasta prezintă anumite particularități care merită a fi reținute și niciodată neglijată de gospodine. În cazul toxinfecțiilor botulinice, singurele responsabile de producerea unor asemenea accidente sunt alimentele conservate, preparate de mezelărie și conserve de legume făcute în casă.
Pentru ca alimentul să capete proprietăți botului igiene, trebuie să fi trecut un oarecare timp de la conservarea acestuia, modul de conservare să-l fie asigurat, condiții de anaerobioză, lipsă de aer, iar alimentul să fie consumat ca atare sau insuficient, supus tratamentului termic, fiert sau fiert insuficient. Când se prepară conserve în casă, este foarte important să respecte unele măsuri simple ca importanță deosebită în prevenirea toxinfecției bătrânice și al mesă, să folosească numai materii prime foarte proaspătă, ingrediente vegetale să fie bine spălate și curățate, să se evite contactul materiei prime, să până la conserva cu produse în descompunere sau murdărie cu pământ. Trebuie evitată prepararea conservării în recipiente voluminoase, deoarece sunt mai greu de sterilizat și oferă în același timp, în profunzimea lor, condiții de anaerobioză. Conservarea prin afumare să se aplice numai la cărnuri proaspete, iar sărarea în scop de conservare se facă în concentrație de 15%, cunoscut fiind faptul că sarea clorura de sodiu în concentrație mare creează un mediu nefavorabil multiplicării bacilului botulinic și secretării dioxinei. Nu trebuie să neglijăm nicio clipă examinarea reguloasă a alimentelor conservate înainte de a le consuma. Există posibilitatea de a se exista contaminarea alimentelor cu bacilul botulinic și de aceea trebuie urmărit acest lucru ori de câte ori se consumă alimente conservate în casă sau chiar în sistemul industrial. Când este prezent bacilul botulinic și respectiv toxina acestuia în produse alimentare, se constată prezența gazelor sub învelișul salamurilor sau sub formă de bole de gaz în masa produsului. La conservele în cutii, capacele sunt bombate, iar conservele în borcane se observă o răbufnire de gaze sau un jet de lichid atunci când se desface capacul. Se percepe un miros anormal de rânce de acid butiric sau numai începător. Culoarea produselor este un obișnuit aspect de fiert, consistență micșorată, dezagregarea părților solide sau alte elemente vizibile de alterare. Deci, profilaxia botulismului este ușor de realizat dacă se înlătură din consum produsele ce prezintă semnele descrise mai sus și dacă prepararea conservelor și a preparatelor de mâzelărie în gospodăria individuală se face în condiții de perfectă igienă și sunt supuse unui tratament termic corespunzător. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!